Salutare! Fac în acest filmuleț o recenzie, o prezentare cât mai în detaliu a unui motofierăstrău profesional din gama de 90 de centimetri cubi de la Stihl. E una dintre cele mai apreciate drujbe, cum spune românul, și anume modelul MS661, varianta cu carburator electronic. Observați, lipsesc orificiile pentru reglajul carburatorului. În afară de drujbă în cutie, se mai află și o trusă elementară, compusă dintr-o cheie combinată, tubulară și șurubelniță dreaptă pentru întinderea lanțului. Este o tubulare pentru bujii, pentru bujiile mari, clasice, unele modele noi fiind echipate cu bujii mici. Un Torx T27 și o husă din material textil. Pentru cele două. Mai sunt disponibile și alte modele de chei combinate la Stihl. Avem clasica cheie combinată, două tubulare și o șurubelniță dreaptă pentru întinzătorul de lanț. Încă o cheie combinată care de obicei apare în trusa motocoaselor Torx T27 și două tubulare. Iar cea de-a treia este un Torx simplu în formă de T, un nerf din plastic, foarte util în service. Șina de ghidaj nu se află în cutia motofierăstrăului, se dă separat împreună cu o teacă din plastic, o protecție, ca la orice drujbă. Cea pe care o am eu aici este una de 50 de centimetri lungime, varianta Rolomatic E Super. Este o șină profesională. Le recunoaștem foarte ușor după vârful interschimbabil, prins în trei nituri. Șina în sine este fabricată dintr-o singură bucată de oțel, nu trei bucăți nituite, ca în cazul celor standard. Orificiul de ungere este direcționat spre lanț, spre partea superioară a șinei. Vârful acesta se poate schimba, costă în jur de 140 de lei, dacă nu mă înșel. Era ultima dată când m-am interesat. Mașina destul de scumpă. Și una dintre cele mai rezistente, mult mai rezistente decât cele cu inserție de aluminiu, varianta light, varianta ușoară. Și bineînțeles, mult mai rezistentă decât cele lipite. Trecem mai departe la ce e important și anume la drujbă. Ne atrag atenția ghearele de doborâre cu care aceasta vine echipată din fabrică. Sunt ghiare destul de mari în comparație cu cele care vin pe drujbe mai mici. Am aici una de 462. Faceți o comparație. Pentru șine mai lungi de 65 de centimetri, aș recomanda totuși ghiare și mai mari.
Există încă două modele disponibile la stil. Sau puteți face voi din oțel carbon ceva de genul ăsta. Capacul șinei este unul destul de generos. Face față la evacuarea unui volum destul de mare de rumeguș în timpul tăierii. Și e dotat cu piulițe captive. Nu cade. Mai e o versiune de capac la modelul Magnum 661R, cel cu mâner de jur împrejur. Capacul este mai mare, are o fustă alungită pentru protecția utilizatorului în timpul doborării. Direcționează jetul de rumeguș. Nu lasă să se împrăștie. Întinzătorul de lanț este unul de tip rolă. Nu este cel clasic din aluminiu, cum ne-am obișnuit la celelalte modele. Drujba nici nu este prevăzută cu filet pentru montajul unui prinzător de lanț clasic. Capacul filtrului de aer este separat de cel al cilindrului. Clasica arhitectură stil. Filtrul de aer e unul destul de performant, filtrează destul de bine. Etanșează bine pe suport. Și observați că e unul de culoare albă. Prima generație de HD2 avea un material negru, tot din plastic, poate fi spălat. Are aici un simbol de robinet. Materialul de la primele modele era un de culoare negră. Se pare că nu a fost foarte eficient. Am aici unul de 462 din 2018. La fel, din plastic se putea spăla. Robinet acolo. În schimb, acesta permitea trecerea particulelor de praf și a fost înlocuit pe toate modelele. Și vă recomand pe cel alb, ca să schimbați. Capacul cilindrului este prins într-un singur șurub. Nu e ceva nou, la stil. Capacul filtrului de aer se poate desface și pune la loc fără scule. Are un șurub de sferdătură. Cea mai bună prindere mi s-a părut cea de la 462 cu 3 șuruburi pe sferdătură. Sunt șuruburi metalice. Un sistem foarte eficient mi s-a părut. După felul în care arată cilindrul, observăm că are lamele de răcire foarte subțiri, ce este un reper de calitate. Are și o culoare destul de închisă a aluminiului, semn că nu e produs de Gilardoni, ci mai degrabă de unul dintre ceilalți doi producători de cilindri, Mahle sau Kolbe-Schmitt. Cilindrii vin inscripționați cu sigla STIHL. Nu scrie nici Mahle, nici Kolbe-Schmitt pe ei. Nu se știe exact producătorul.
Șapamentul e unul din inox. Cum ne-a obișnuit stil la ultimele modele. Are un capac care se poate desface foarte, foarte simplu. Șapamentul e și foarte ușor de modificat. Putem înlătura partea internă numită baffle sau, de fapt, e un deflector intern. Și putem lărgi evacuarea cu ușurință. Dar vă recomand să faceți așa ceva după ce vă documentați suficient înainte. Ele vin destul de restricționate, dar despre modificări mai mult sau mai puțin dificile într-un alt videoclip. Frâna de lanț poate fi acționată atât prin apăsare cât și prin inerție. În cazul unui șoc, unui recul, ea sare automat și blochează lanțul în fracțiune de secundă. Amortizarea vibrațiilor se face atât prin arcuri, cât și prin bucșe de cauciuc. Demarorul se văzut cu un amortizor de cauciuc Elastostart, prezent la aproape toate modelele. Și cam atât despre stil MS-661. Nu știu, după o utilizare mai îndelungată, probabil voi reveni cu o părere personală despre performanțele sale, plusuri și minusuri. Da, și minusuri, pentru că, până la urmă, nici o drujbă nu e perfectă, toate au câte un defect. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și sper să vă fie de folos. La revedere!